statul nu se mai oprește din slăbit. A făcut din asta un obiectiv pe care a și reușit să îl îndeplinească. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Mihaela Tatu are toate motivele să fie fericită. A slăbit așa cum și-a dorit din totdeauna. Dacă la un moment dat pierduse lupta cu kilogramele, iată că acum se poate lăuda cu o siluetă exemplară. Sunt rezultatul unui trecut și al experiențelor și a experiențelor pe care le-am avut. Asta e Mihaela de acum. Nu știu ce o să fac peste 10 ani, nu știu ce o să fac peste un an. Dar acum mă simt confortabil în existența mea, în viața mea. M-am hotărât să trăiesc fain. Și trăiesc fain bucurându-mă de orice... Făcut din slăbit un obiectiv, un obiectiv pe care l-a și îndeplinit. Cu dietă, sport, dar și masaje, a ajuns să arate extraordinar. Pe lângă faptul că sunt sănătoasă și că arăt bine... Ai mai slăbit, adică... Îmi văd de obiectivul meu. Adică fac sport și fac masaj și mă simt bine. Asta între două orașe, între două cursuri, între două evenimente... Cu o astfel de ambiție, rezultatele nu aveau cum să nu apară. Așa că Mihaela Tatu a reușit să slăbească peste 20 de kilograme. Se simte bine în pielea ei și e mândră că a schimbat măsura la haine. She's a lady.